Mulțumim, Doamne, că Tu dai și voință și înfăptuire. Și astăzi, Doamne, prietenii Tăi, prin credința în Tine, să aleagă viața. Amin. Să Te aleagă pe Tine, Doamne. Amin. Iată biserica se roagă, pentru că este lucrătoare împreună cu Dumnezeu. Câți dintre prietenii care sunt ridicat, omule, că sunteți prieteni, vreți să alegeți viața, mântuirea? Ridicați-o mâna, vă rog. Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze. Iată, trei suflete au ridicat mâna, Tatăl din ceruri. Ia-le în mâna ta. Îți mulțumesc că din mâna ta nu le va smulge nimeni. Hai să ne ridicăm acum în picioare. Și vom cânta dintr-o strofă, timp în care cele trei persoane vor ieși pe acest culoar. Faceți-vă rog să vină, haideți, vă rog. Și noi cântăm. M-am hotărât să urmezi vin o femeie. Vino să ne rugăm pentru tine. M-am hotărât să urmezi pe Iisus. Duhul Sfânt lucrează. Duhul Sfânt atinge inimile. Și suflete. Mare har să pleci de aici cu Domnul Iisus. Mare har să pleci cu El în inimă. Ce minunat ești, Doamne! Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Și pentru că Domnul Dumnezeu le-a dat credință. Și pentru că Domnul Dumnezeu le-a atins inima. Și le-a convins prin Duhul Sfânt să aleagă viața. Noi ne închinăm și zicem, nu nouă, Doamne! Nu nouă, ci numelui Tău! Dă slavă, glorie și mărire pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Iată, n-au venit doar pentru rugăciune. N-au venit că trec și ei prin greutăți. Și dacă Dani o face pocăiță rugăciune să le meargă mai bine, nu, nu, nu. Ei au venit că vor să se pocăiască. Ei au venit pentru că vor să rupă cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și vor de astăzi să pășească pe calea vieții. Dar Domnul Iisus în inima lor. Numele Tău, te rog. Amen. Carmen, cu ochii scăldați în lacrimi, stă în prezența Mântuitorului Iisus. Și Carmen are poveri. Și Domnul știe poverile ei. Știe inima ei ostenită și lovită. Dar, Doamne, îți mulțumesc că ai chemat-o pe nume. Și ai învățat-o și ai sfătuit-o să te aleagă pe Tine, Doamne. Carmen, vrei cu adevărat să intre Iisus în inima Ta ca Domn și Mântuitor? Da. Aleluia. Da. Aleluia. Carmen, te întreb, până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Toată viața. Toată viața. Măriți să fie Domnul. Vă întreb și pe voi. Alegeți și voi pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inimă? Da. Da. Până când, dragii mei? Toată viața. Acum, apropiați-vă, vă rog. Haideți. Trebuiți, frați păstori, să vă rugăm într-un mod deosebit pentru voi. Iar după ce se va face rugăciunea, biserica va ieși așa pe rând să dați una cu ei. Că asta este dragostea lui Dumnezeu care a turnat-o Domnul în inimile noastre. Să dăm mâna cu ei, să-i îmbrățișăm dragostea Domnului Iisus. Ne plecăm capetele și se va face o rugăciune specială pentru ei. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim că ești prezent în adunarea noastră și ai fost prezent. Glorie, mulțumim că încă mântuiești, Doamne. Glorie, și încă ușa Harului este deschisă, Doamne. Mulțumim că Evanghelia Ta încă are putere. Evanghelia Ta încă mântuie suflete și deschide inimi pentru Evanghelie. Slăvit să fie în numele Tău. Mulțumesc că jertfa din Calvar încă mai aduce viață, vindecare și mântuire. Slăvit să fie în numele Tău. Mulțumim, Doamne, și pentru aceste trei suflete, Doamne, care cu îndrăzneală, Doamne, au venit în față, Doamne, și au mărturisit, Doamne, că vor să Te primească, vor să intri în viața lor, Doamne, cu mântuirea Ta, cu vindecarea Ta, Doamne, cu eliberarea Ta, Doamne. Te rog să-i eliberezi și să-i ierți de păcate, în numele Domnului Iisus Hristos. Sângele scurs pe Calvar, te rog, Doamne, să-i curățească. Amin. Și să le ierte orice păcat, Doamne. Amin. Te rog, Doamne, să-i eliberezi de orice poveri care le-au purtat până astăzi în sufletele lor. Păcate, poate murdare și grele, Doamne, care le-au dus, Doamne, singuri. Te rog să-i eliberezi, Doamne, și să-i ușurezi povara lor, Doamne. Amin. Și să iei, Doamne, păcatele lor, Doamne, asupra Ta, Doamne. Prin profetul Tău ai spus, Doamne, că L-ai trimis pe Iisus Hristos,
ca să ia asupra Lui păcatele noastre, poferile noastre și în numele Tău și prin sângele Tău să fim tămăduiți, să fim vindecați, să fim eliberați, să fim iertați, Doamne. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că încă, Doamne, iei pe brațele Tale oameni pentru împărăția Ta. Îți mulțumim, Doamne, că Evanghelia Ta, Doamne, lucră cu putere și astăzi, Doamne, și împărăția Ta se extinde, Doamne. Te rog, Doamne, scrie-le numele Tău, Doamne, numele lor în cartea vieții Tale, Doamne. Scrie acolo de împărăția Ta pentru totdeauna. Și știm, Doamne, că dacă Tu iei în mâna Ta, Doamne, nimeni și nimic nu-i mai poate smulge, Doamne. Nimeni nu-i mai poate lua din mâna Ta, Doamne. Te rog, ajută-le să-și țină hotărârea, Doamne. Ajută-i, Doamne, să concretizeze această hotărâre printr-o mărturisire de credință, printr-un botez al pocăinței, Doamne, printr-o mărturisire a unui cuget curat, Doamne, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, să Te mărturisească din toată inima și să înceapă o nouă viață, un nou drum și o nouă călătorie spre împărăția Ta, Doamne. Te rog să binecuvintești și biserica din Deta, Doamne. Biserica în care poate ei vor veni, Doamne, și vor activa, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintezi frații și surorile. Ajută-ne, Doamne, să fim lumină și să fim sare, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să fim ca niște lumini adevărate și vii pentru cei care vor să vadă viața, să vadă calea vieții, să vadă, Doamne, drumul spre împărăția Ta, Doamne. Binecuvintează orașul Deta cu mântuire, Doamne. Ai început în orașul acesta o lucrare frumoasă, Doamne. Știu că o vei continua, Doamne. Știu că vei lucra. Știu că vei mai trimite slujitori, Doamne, care vor striga, Doamne, în lung și în lat, Doamne, despre mântuirea Ta și iertarea de păcate și vei mai chema suflete la mântuire, Doamne. Mulțumim de lucrarea care voi face, Doamne. Încredințăm aceste trei suflete în mâna și în brațul Tău. Te rog să-i binecuvintești. Te rog să Te atingi cu mântuirea Ta, Doamne. Te rog să le binecuvintești și familiile din care vin, Doamne. Binecuvintează-le pe cei dragi, Doamne, din casele lor, membrii familiei lor, Doamne. Continuă să mântuiești, Doamne, casele lor și familiile lor, Doamne. Te rog, Doamne, tot ce au de trebuință Tu să le dai, Doamne. Dacă au nevoie și de vindecarea Ta, Doamne, te rog să Te atingi, Doamne, cu vindecarea Ta. Te rog, Doamne, să îi izbăvești, Doamne, de poverile păcatului și de poverile trupului, Doamne, de boli, Doamne, care poate i-ar ținea legat, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos. Te rog să dai vindecare, Doamne, și să lași un semn, Doamne, să creadă în Tine, Doamne, și în puterea Ta, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și îți mulțumim că ne asculți și îți mulțumim că ne iubești și îți mulțumim că ne iubești cu o iubire veșnică și iubirea Ta este fără de margini. Așa de mult ne-ai iubit, L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Mulțumim că și acestor trei suflete, Doamne, Te-ai descoperit în ziua de astăzi. Te-ai descoperit prin Evanghelia Ta care are putere. Te-ai descoperit prin cântarea care aduce mângâiere și înviorare, Doamne. Și îți mulțumim că ai fost prezent în adunarea Ta. Te lăudăm și Te binecuvântăm în veci de veci. Amin. Amin. Să fie Domnul. Vă rog, frate slujitor, să dați mâna cu aceste suflete, timp în care ieșiți câteva să vă uitați la frate și îmbrățișați-i cu dragoste în timp ce cântăm. Iisuse al meu, prietenul, din zori tine, rămâneți cu tine eu călătoresc. Până la sfârșitul vieții, cu Tine eu călătoresc. Până la sfârșitul vieții, Tu mi-ești povara care-i fost. De mine urmău, Tată, și acum eu nu Te-aș mai lăsa, nici pentru lumea toată. Și acum eu nu Te-aș mai lăsa, nici pentru lumea
bucurie în cer, este bucurie în adunare și în inima previților prieteni, care s-au predat până la moarte Domnului Iisus Hristos. Le dorim drum bun pe calea veșniciei. Și Doamne, întărește-i cu Duhul Sfânt ca nimeni și nimic să nu-i mai despartă de Tine, Doamne. Și totdeauna inima lor, pașilor să alerge la casa Ta de rugăciune. Până aici Domnul Dumnezeu ne-a ajutat și El ne va ajuta în continuare pentru că ne-am încredințat în brațul Lui. Harul și pacea Domnului fie și să rămână cu noi toți. Amin. Dau și eu mâna pe aceste.